Temporar. În ceea ce privește mecanismul așa numit 1 la 1, respectiv pentru fiecare migrant sirian care a venit ilegal în insulele grecești și a fost returnat în Turcia, Uniunea Europeană va prelua un migrant sirian din Turcia. Dar, foarte important aici, acest migrant preluat din Turcia va fi. Relocat din afara Uniunii Europene într-o țară a Uniunii, însă, în cadrul schemelor deja existente. Vreau să subliniez că deciziile de astăzi nu introduc cote noi, nu introduc cote suplimentare pentru România. Această relocare din Turcia în Uniunea Europeană. Se face în cadrul cotelor care au fost aprobate în anul trecut deja. Am convenit că odată ce vor fi stopate trecerile ilegale dinspre Turcia spre Uniunea Europeană sau se va reduce semnificativ numărul acestora, va putea fi activată schema de admisie umanitară voluntară la care statele membre pot contribui pe baze voluntare.